Bogdan Silvibărescu nu ratează nici o săptămână, nici măcar pe aceasta, în care noi am pus brăduți, sperând ca tu să ne aduci numai vești minunate. Pentru că vin sărbătorile și atunci trebuie să fim mai buni, am crezut mai că înțelepți. Să mai, nu, e de ce să suntem... Nu, că suntem pe post. Da, și am înțeles, facem da. Reclamă altă. Deci, hai cu bunătate, domnul. Da, cu nu vrem să fim un Grinch. Cu blind, uite, uite. Avem multe știri frumoase. Mădălina Ghera. Asta ar fi culmea. Păi ce poți să ne spui rău despre? Dacă ai spus bunătate și ai spus Mădălina Ghera, iată o pereche semantică absolut da. Impecabilă. Mi se pare nimic nu se... ireproșabilă. Deci uitați-vă puțin. Bă, ne mândrim cu ea? Da. O vrem sub pom? Da. O vrem în pom? Da. Nu o vrem în pom. Am vrea o... O vrem în apă? Da, asta da. Da, fiindcă Mădălina Ghenea, după House of Gucci, a sărit direct în ocean. Fiindcă va juca un rol principal în Deep Fear, care este un film care se petrece în apă, cu traficanți de droguri, cu Ed Westwick, partenerul ei, cu tigri, cu rechin tigru, cu tot foarte felul tare. De alte aventuri. Și ea va fi chiar în rolul principal. Deci e un lucru remarcabil. Deci cel de-al doilea rol principal într-un an de zile, cred? Unul după altul, da. Bine, nu, care a fost... House of Gucci da. N-a fost rolul principal, nu. Nu e rolul principal? Nu, Lady Gaga e rolul principal. Nu, acolo. Dar tot pe acolo, joacă e un rol ea. Important. E un rol foarte important, e adevărat, și, zic eu, eclipsează tot restul distribuției. Deci, pentru noi sunt pozele alea la panou, acolo în față, da. Toți ochii pică pe ea. Ai văzut? Deci e rolul principal. Al naibii, dacă se mai uită cineva la Lady Gaga, la Jared Leto sau la, cum îl cheamă pe domnul la vârstă? Al Pacino? Al Pacino, da. Iar în filmul ăsta joacă rol principal. Da, în ăsta joacă rol principal, da. Foarte tare. Hai că o vedem cât de curând în Fast & Furious 9, 10, cât urmează? 9, cred. 10 urmează în orice, principal acolo. În orice o putem vedea. Ea și-a dat drumul, e foarte dezinvoltă. Am văzut data trecută, dacă ții minte la emisiune, era filmulețul acela cu la film, era cu, în timpul... Cu Al Pacino. Cu Al Pacino, pe set, foarte degajată. N-avem ce să mai spunem. Bravo, ne mândrim și doamne... Deci îi punem o fundiță și o aducem sub care brăduț? Crede-mă, sub oricare, da. Lăsați-mă cu brăduții. Cred că are ea brăduții. Are împodobit cu toate cadourile. Cred că vorba aia jumătate de Canada. Împodobit? Da. Crezi că Alex Body va împodobi bradul împreună cu Daria Rodionovna? E, cum să spun eu, va fi ceva mai frumos decât Fuego cu Irina Loghi. Hai, lasă. Da. De unde? Deci s-au împăcat, treaba e. Măi, s-au împăcat. Perioadă de... Deci au fost niște zvonuri, au fost niște poze ciudate și întotdeauna niciodată pozele alea nu apar întâmplător. Dar mie mi s-au părut destul de explicite așa. La un moment dat. După aceea, adică... Daria a recunoscut oficial, ne mai dăm o nouă șansă, foarte frumos. După care, ce vedem ieri? O poză cu Alex Body la Londra, cu băgăjelele, s-a dus acolo. Dar deci cred că joacă rolul lui Moș Nicolae. Între timp, da. Eu îți spun ce da. Mi-a trecut mie pe lângă urechea asta absurdă. Între timp, Daria ar fi fost cerută de soție. De adevărat. Înapoi. Ea l-a dat sau el l-a luat înapoi? Nu, aici e curiozitatea. Nu cred că e un domn atât de meschin încât să ceară inelul înapoi. Nu, mă, cine a pus punct relație asta? A, adică cine a pus punct relație? Ea a fi plecat sau el a spune, în momentul în când Alex al nostru a intervenit, cred că ea a spus... Nu era mai bine, mă, atunci cu porumbelul pe vremea aia. Acum e WhatsApp-ul ăsta și nu cred că dacă vreau să-i dau acum un semn, pac, îi trimit pe WhatsApp, imediat vede că i-am făcut cu ochi. Debusolezi fetele și bărbații, nu. Trebuie interzis WhatsApp-ul ăsta. Da. Deci tu zici că Alex Body a intervenit acolo. Măi, a intervenit, cum să spun eu, frontal, aș putea spune. N-aveai cum să te opui, știi? Nu, relația dintre ei a fost destul de tumultoasă, e adevărat. Cu mii de întorsături, cu... Meandre. Cu meandrele concrete. Da. Vai. Așa. Dar până la urmă, totuși se pare că el a fost cândva destul de convingător. Nu știu în ce sens, dar a fost convingător. Iar știi cum e, amintirile mă urmăresc, amintirile mă chinuiesc. Povestea rămâne în doi, nu da? Mai rezist. Da. Adică rămâne mai doi, nu mai vine cea de-a treia persoană din România în povestea asta. Nu cred. Sunt aproape convins. Adică... Chiar dacă acea de-a treia persoană este una foarte orgolioasă, să ținem cont de lucrul ăsta. Nu cred. Da, dar să știi că se specula că cea de-a treia persoană, alături de partener, tot în Anglia. Băi, cum să spun eu, Anglia e o țară mare, toată lumea iubește pe Shakespeare. Înțelegi. Păi fii atent, hai ca să înțelegem. A treia Alex Body, era în... Daria da. Și...
Shakespeare. Bibi in love. Ah, Brigitte Bardot. Shakespeare da, in love. Bia că a trecut și anul noastră Brigitte Bardot. Ai zis Bibi. No. Eu aștept momentul când se vor poza toți patru în fața casei din Stratford upon Avon a lui Shakespeare. Da. Ce frumos. Atunci, hai să mai mergem. Până atunci să rămânem pe Instagram. Mai aflăm lucruri. Am WhatsApp. Auzit și voiam să te întreb dacă e adevărat că Anda Adam și-ar mai dori un copil. Păi, puțin, eu asta am înțeles din ce am citit. Și tu ai și înțeles? Ai dreptate. Am că nu, nu zice oablă. Nu, nu. Zice așa cumva... Ai foarte îndrăgostit asta, 100% deci, declarat. Da. Ea are un nou iubit, da. Care se numește... Și chiar îndrăgostește. Iosif Eudor Mohaci, un domn din Arad, om de afaceri. A mai fost căsătorit, are și el o fetiță și are o fetiță. Corect. Pa ei o cheamă Evelin, pa lui o cheamă Nicol. Deci copiii chiar s-ar putea juca împreună. Deci de nu văd obstacole... Majori. Acum, interesant e când și eu sunt convins că se va căsători cu Iosif sau Joseph, cum mi se mai spune în intimitate între prieteni. Sunt curios unde se vor căsători, fiindcă prima lui nuntă, acest domn din Arad, a făcut-o, unde crezi, în Cipru la Limassol. Tot cu o româncă, e adevărat. Da, na, peisaj mai interesant. Acum depinde unde... Dar ce pot să vă confirm este că acum o săptămână am filmat o emisiune cu Anda Adam, unde am stat împreună vreo 6-7 ore și a vorbit continuu despre iubitul ei și a vorbit foarte frumos și este foarte îndrăgostit. Cu ce echipă ține? Iubitul? Da. Nu știu, nu m-am întrebat. Chiar exact întrebat. Lucru cel mai important dacă l-a omis. Muta. Exact. Dacă tot e din arată. Da, da, da. Dar e foarte îndrăgostită și părea foarte fericită. Și dacă tu ești fericit, el e motiv pentru care se îmblacă în roz și la vie este în roz. Da. Da. Dragul meu, un nou război se arată. Dar cum paratalizezi tu? Păi cum paratalizezi? Ce vrei? Atâta m-am învățat. Niculina Stoican e în război cu Olguța Berbec. Sau invers. Pentru că una dintre ele a interpretat o piesă despre care cealaltă pretinde că îi aparține. Deci, istoricul e un pic mai complicat. Deci, Olguța Berbec a pus o piesă pe YouTube. Bun. Niculina Stoican, altă olteancă aprigă, ca și Olguța, a văzut piesa și a spus că, băi, asta e a mea. I-a dat report la YouTube și acolo obiceiul, nu obiceiul, practica este ca în momentul în care se dă report, două săptămâni se scoate de pe canal. Materialul căruia i s-a dat report. Despre canal, se verifică, de pe canalul de YouTube, da. Ai dreptul să vii cu probe să demonstrezi că cel care te-a reclamat n-a avut dreptate, dar Olguța n-a mai avut răbdare să facă lucrul ăsta și a intentat acțiune în justiție. Stai puțin. Doamna Niculina Stoican, în momentul în care a dat report și a spus, domnule, asta e piesa mea, ea a venit, adică a arătat cuiva varianta de piesă pe care o cântă ea? Nu poți să dai report fără să aduci eu, cum să spun eu, o minimă... Nu, dar pe YouTube există piesa cântată de Niculina Stoican? Nu e chiar genul meu, să fiu sincer, n-am cercetat lucrul ăsta, dar nu cred că putea vorbi în vânt. Știi cum e muzica populară? Asta circulă de la una la alta. Scriam zilele trecute într-o carte despre Maria Tănase, cum a luat o melodie de la Maria Lătărețu, pe care Maria Lătărețu i-a dat-o. Dar după aceea a fost o întreagă poveste, cum că i-a furat-o, cum că s-au dușmănit toată viața fals. Deci și aici, cum să spun eu, folclorul e ceva așa, un continuum. Sigur. Și e foarte greu de spus că melodia asta îmi aparține, e a mea. Folclorul, prin excelență, este anonim, nu? Așa ne învăța la facultate. Păi, depinde că dacă tu te duci la... Nu știu, domnul Mișco Pop așa ne învăța la facultate. Știu, da. Dacă te duci la maestru Nicolae Bodgros și îți faci instrumentala și tu pui versurile, e piesa ta. Adică s-au schimbat puțin lucrurile. Adică... Da, dar dacă era folclor... Dacă era folclor... Era folclor! Nu se putea pune problema... Corect. Drepturilor. Apartenenței. Corect. Da, era... Ai văzut-o vreodată pe fica lui Ion Țiriac? Pe Ioana Natalia. Da. Ioana Natalia, o cheamă și Natalia. Multă lume ignoră lucrul ăsta. Băi, o fată foarte frumoasă. E fata lui Țiriac cu Sofia Iad, jurnalista aceea egipteană, superbă, și mama ei. Țiriac a mai făcut un copil cu Sofia Iad, pe Karim, să nu confundăm cu Ion Ion, care a făcut cu un top model, cu Michet von Isenberg, ce să mai spunem. Domnul Țiriac avea gusturi senzaționale la femei și le are continuare. E adevărat. Și Ioana noastră, ca să zic, că o cheamă Ioana Natalia Țiriac, zic că e a noastră, chiar dacă e jumate egipteancă, stă la Miami, nu e singura româncă frumoasă care stă la Miami. Am vorbit de curând de o nuntă a unei românce frumoase de la Miami. Alina Vitica. Corect.
Păi tot așa cu ochii și am gândeam când altcineva. E vorba de femei frumoase, nu mă uit la Teo, mă uit la tine. Nu, dar am crezut că e vorba despre altcineva, că prea accentuat așa cu ochii. Mulțumesc mult pentru asta. Expertul nostru de aici. Când vorbesc despre femei frumoase, nu mă uit la Teo, mă uit la tine. Cum să-i mulțumesc? Că de-aia îl cheamă Boierescu, mă. Boierie, mă. Nu, colega, s-a referit că... Am făcut-o, am comis-o, mi-o merit. După ce ieri... La femei vorbesc cu domnul, despre bărbați vorbesc cu doamna. La asta s-a referit omul. Bine, îți place Alex Body? Da. Ei, vezi? Dar doamne, te-ai uitat la mine acum. Uite, vezi și doamne, reacția. Am vrut să văd reacția. Niște oameni cu mult umor. Ceea ce e interesant la Ioana Natalia Țiriac e că până de curând, în vară, o vedeam un pic blondă, blonzită, da? Acum e brunetă și uite un lucru foarte ciudat. De când s-a făcut brunetă, au crescut și buzele un pic. Nu vi se pare lucrul ăsta? Mă, mie mi se pare că este superbă. Nu, superbă este, nu, deci, nu comentăm orice asta. Orice și-ar fi făcut, și-a făcut nu, dar cred că vopseaua aia de păr are efecte colaterale, nu? Auzi, și de ce să nu-și facă, mă, dacă arată bine, frumoasă, de pici? Adică, pe bune? Da, nu e loc de... Deci eu nu mai suport dar mai asta. Ai nevoie. Și-a băgat în buze și-a făcut nu știu ce. Mă, arată mai bine ca înainte, da, ăsta era scopul, de-aia s-a dus să-și facă. Da, bine. Cert este că... Uite, bă, colega, de 8 ani de zile ne chinim cu balcoanele. Da, mi-e frică și nu... Și vezi? Dar iar vrea. Vezi cum e ce metaforă a găsit el pentru buze acum, balcoane. Nu, nu sunt buze. Tot corect, da. A, e vorba de logii, am înțeles. Da, e vorba despre logii și elogii. E, cum ar spune da, Petrarca cândva, din logia desăvârșitei florentine... Decât să ne certăm, mai bine un cântec vesel să cântăm buze, la un rachiu făcut în spatele gratiilor. Aolo. Da, la Botoșani au găsit, știi că până acum se vorbea că cel mai bun rachiu de ăsta ilegal e din pufoaică. Da, pufoaică. Da. Fals. Uite, au găsit băieții noștri din Botoșani o metodă mult mai ușoară, tot cereau să le să aducă la pachet de acasă. Fructe. Fructe, fructe, vrem fructe, vrem să trăim sănătoți, vrem să fim zglobi, să avem siluetă. Așa. Ce făceau? Luau fructele, le lăsau un pic la fermentat, așa, după care băgau fierbătorul în ele, în borhotul ăla, puneau niște folii de plastic și acolo e un proces fizic. Simt, da. Așa, se apărau niște picături. E, acele picături le scurgeau într-o cănuță. Un fel de cazan. Da, era un cazanel de așa. Problema e alta, că atunci când fructele astea fermentează, ele miros într-un fel specific. Și persoanele care aveau grijă de ei, gastronomii instituției, au sesizat mirosul și au prins. Și musculițe și adică... Ei, tu crezi că mai contează? Drosofila melanogaster ce ești. Deci, da. Băi, bravo, inventiv. Până la urmă băi, e foarte bine. Ai noștri dintre oamenii noi pentru noi, da. Da. Mergem la cel mai citit articol din această săptămână. Toți șoferii trebuie să știe asta. Amendă de până la 700 de lei dacă mergi cu mașina așa pe stradă. Adică... Turată. Turată și cu motorul modificat să facă zgomotul acela. Așa cum faci tu când mergi pe stradă? Nu, că eu nu merg, că nu am mașina turată, nu mi-a plăcut niciodată o mașină nu. Gălăgioasă. Nu? Nu. E, atunci cum merg prietenii tăi cu mașina. Nu, nici prietenilor lui nu i-au plăcut mașinile turate cu motor gălăgios. Bă, nu. Așa cum merg unii cu mașinile turate și cu motoare gălăgioase. Asta cu motorul. Cu motorul am sesizat și la un moment dat niște băieți, dar e treaba lor, nu treaba. 700 lei. 700 de lei odată? Adică dacă te prinde, te poate prinde mai multe ori. Aici nu-i ca în povestea aceea că odată nu se pune. Chiar se pune. Vă mulțumim, Dan Silviu Boierescu, și pentru 700 de lei, până la urmă, dați în tobe că n-are rost. 700 de lei ne încurcă la o tobă ca lumea. Teo!